Mircea Badea a luat foc după procesul pierdut de Antena 3 în faga lui Covesi, a lovit tot ce ea e, subliniere IT în cale, subliniere e fadna său milete. Cei de la Antena 3 au declan subliniere a un scandal imens după ce au pierdut procesul cu subliniere e fadna, Laura Codruca Covesi. După Mihai Gudea, sublinierea cealaltă vedeta Antenei 3, Mircea Badea s-a dezlântuit pur sublinierea simplu în direct la România TV. Chiar dacă nu a fost parte în proces, Badea a lovit tot ce i-a stat în cale. Mai mult, Badea spune ce se solidarizează sublinierea financiar, nu doar moral, cu colegii săi de trust. Nu e niciun război. E o execuție. Nu e legalitate de arme. N-a palmat orice fel de probleme ale lui Mircea Băsescu până la emisiunile noastre. Covesi s-a enervat sublinierea n-a executat cu ajutorul unor judectori fricos sublinierea. Cu ce armat să mă determine ei pe mine să-mi cer scuze. Voi fi solidat sublinierea financiar cu colegii mei de televiziune sublinierea de emisiune. Banii îi poate lua teoretic. Dar nu me poate face să-mi cer scuze, a tunat Badea, care nu s-a oprit aici sublinierea i-a atacat-o frontal sublinierea i pe sublinierea fadna. O fi considerat ce eu am 100 dreptate, de aia nu m-a introdus sublinierea i pe mine în procesul ăsta. Covesi se umile subliniere te pe ea din poziția pe care o are pentru această acțiune penibil. Nu a demonstrat prejudiciul. Covesi a executat la noi tot ce se putea executa. Pe fondatorul trustului, sediile noastre care stau în paragin acum, sublinierea i acum acest proces. Face un abuz în serviciu incredibil. Noi suntem greu de ucis partea a cincea, a mai spus Badea.